Bună ziua, domnule și domnilor, Magda Popescu, sunt urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Zi importantă astăzi, atât din punct de vedere administrativ, cât și politic, doamnelor și domnilor, lucrurile se mișcă, se schimbă, se iau decizii controversate, mai interesante. Iată că, într-un fel, talerele puterii se mișcă dintr-o parte într-alta. Este din ce în ce mai interesant de observat acest joc al partidelor politice. Bineînțeles că și în administrația publică se întâmplă lucruri importante, mai ales acum că am ieșit din pandemie și mai toți primarii caută fonduri pentru a investi în administrațiile pe care le conduc. Despre toate aceste lucruri, dar și multe altele, domnule și domnilor, cu primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea, domnul Mircea Cutău, bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit și bună ziua tuturor celor care sunt la postul de televiziune Antena 3. Da. Domnule primar, iată, zi importantă astăzi, ați avut o ședință de Consiliu Local cu 36 de puncte pe ordinea de zi. Important ar fi desemnalat faptul că prețul gunoiului rămâne neschimbat. Da, a fost o ședință extrem de importantă, 37 de puncte, dintre care peste 20 sunt de importanță foarte mare. Dar ceea ce atrage foarte multă atenție este că prețul gunoiului a rămas același și aici toți consilierii locali de la absolut toate partidele politice s-au abținut și noi cei de la PER, Partidul Ecologist Român, împreună cu colegii de la PSD, am cerut pentru viitoarea ședință să se facă un specialist să verifice și să calculeze foarte clar ce înseamnă influența creșterii energiei, creșterii combustibilului, ce înseamnă această influență în prețul de cost al gunoiului. Pentru că trebuie să recunoaștem că prețul la pompă a crescut de la 4 lei la 8 lei, 8 lei chiar și 30. Da. Gazul s-a scumpit și gazul foarte mult, curentul electric a crescut de 3 ori. Deci toate aceste Simt nevoia să precizez că suntem singurul municipiu din țară de unde se cară gunoiul la București, adică suntem... Nu, stați un pic. Deci gunoiul care se colectează în municipiu se duce la groapa de gunoi de la Fețed. Primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea n-a acceptat ca la groapa ecologică și unde trebuie să respectăm condițiile impuse de Uniunea Europeană, să vină gunoi colectat din județ, care nu îndeplinește condițiile de a fi depozitat la Fețed. Asta este adevărul. Bun. Sunt în primul meu mandat, pentru fiind la al patrulea mandat, în primul mandat am făcut această groapă ecologică, sunt doar 6 sau 7 în țară, sunt extraordinar de fericit că avem această groapă ecologică, iar ca să-i mărim perioada de funcționare a gropii, trebuie să ducem conform legii doar gunoi umed. Da, ideea este, domnule primar, că până la urmă prețul gunoiului rămâne neschimbat. Vom vedea ce se întâmplă în continuare, dar cei care, iată, participă la licitație și câștigă și fac și ei, sigur că da, toate calculele necesare. Mai este important faptul că, iată, toți consilierii v-ați abținut, inclusiv cei de la PNL, pare așa un consens sau despre ce vorbim aici? Că până acum... Nu știți, în general, cei din opoziție, atunci când sunt în opoziție, votează împotriva majorării de prețuri. Noi, cei care suntem mandatați să administrăm orașul, acum trebuie să fim echilibrați și să judecăm așa... Să judecăm la rece și să judecăm realitatea. Deci nimeni nu poate contesta că prețul combustibilului a crescut de la 4 lei, încă o dată spun, la 8 lei și ceva. Da. Curentul a crescut, gazul a crescut, acestea se găsesc în prețul de cost al transportului gunoiului. Dacă noi nu vom accepta data viitoare, când va fi o justificare clară și să mărim cu acel coeficient care este real, sunt convins că firma respectivă va acționa instanță și va câștiga și aceste daune vor trebui să le plătească cei care vor vota împotrivă, nejustificat. Da, domnule primar, pe lângă, așa cum spuneam, au fost foarte multe subiecte pe ordinea de zi, mai important de discutat mi se pare și faptul că dispensarul TBC l-ați luat acum în administrare, nu? Nu, dispensarul TBC era al nostru, dar este această procedură de să-l dăm în fiecare an sau a expirat perioada de dare în administrare Spitalului Județean. Deci a fost dat din nou în administrare Spitalului Județean. Și important ar mai fi de precizat că au fost și două puzuri, unul a trecut, unul nu. Cum adică?
Cum se întâmplă așa? Da, deci puzul care a îndeplinit absolut toate condițiile a trecut, celălalt, din punctul de vedere al unor consilieri, nu a îndeplinit condițiile, unii au votat pentru, alții împotrivă, deci asta e presupunerea democrației. Da, dar cumva nu ar trebui, domnule primar, să fie o chestiune unitară, că bănuiesc că cei care depun aceste documentații îndeplinesc și ei niște condiții, adică da. Nu le depun după ureche, da. Nu? Da, deci condițiile pe care, deci noi nu putem pune un material pe ordinea zi fără să îndeplinească condițiile impuse de lege, printre care eu țin foarte mult la avizul arhitecților, cei care sunt de specialitate. Atâta timp cât aceștia îmi propun acest material care are toate avizurile, eu sunt obligat să-l bag pe ordinea zi. Dar votul este la latitudinea consilierului local, fiecare trebuie să-și motiveze votul și sunt și cazuri în care sunt trași la răspundere că au votat împotrivă și se găsesc acum în instanță. De aceea fiecare are responsabilitatea lui și eu ca primar nu pot interveni asupra unui consilier local să-i spun să-l influențez să voteze într-un fel sau altul. Fiecare în funcție de cum interpretează și cum gândește punctul respectiv. Deci, de acest punct de vedere, nu am absolut nimic cu nimeni. Consider că este corect și firesc ca fiecare să voteze cum îi dictează conștiința. Da. Trebuie să schimbăm un pic subiectul, domnule primar, pentru că am un news alert și este important, chiar dacă nu privește partidul dumneavoastră și anume Partidul Ecologist, este vorba de PNL, cei care vor, iată, să îl înlăture pe Florin Câțu de la conducerea PNL, doamnelor și domnilor. Deja sunt foarte multe voci la nivel național, foarte mulți lideri PNL care cer înlăturarea lui Florin Câțu de la șefia partidului. Inclusiv liderul PNL Vâlcea, președintele PNL Vâlcea, Cristian Boican, a votat pentru demiterea lui Câțu. Va fi, domnule primar, un congres în data de 10 aprilie, când liberalii vor să dea de pământ cu Florin Câțu. Haideți să aflu, sunt foarte curioasă să aflu și punctul dumneavoastră de vedere. Din punctul meu de vedere, Partidul Național Liberal este într-o mare degringoladă și dă dovadă de imaturitate. De ce spun acest lucru? Este foarte rar întâlnit ca un partid, cum a fost Partidul Național Liberal, un partid mare, pentru că în momentul de față nu mai poți să spui că e un partid mare, că e frimățat, să schimbe conducerea atât de des. Schimbarea conducătorului este bucuria fraierilor. Da. Deci, dacă ne gândim foarte bine, și ați vorbit aici de președintele organizației județene, a fost unul dintre cei care a semnat moțiunea de a fi schimbat domnul Orban și acum, după nici câteva luni de zile, este unul dintre cei care semnează schimbarea lui Câțu. Problema se pune, când au fost acești oameni serioși? Când au apreciat cum trebuie valoarea unui om? Iar domnul Câțu acum își primește ceea ce merită, pentru că a fost cel mai aplic dușman al fostului președinte, a bătut toată România pentru a schimba pe fostul președinte și toată lumea a picat în plasa dumnealui, crezând că Partidul Național Liberal va crește. Practic a demonstrat că a scăzut și s-a scăzut drastic și acum tot colegii care l-au susținut, acum colegii propun schimbarea dumnealui. Deci ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și domnul Câțu îi se potrivește perfect, pentru că ce a făcut el domnului Orban, aceea primește. Da, iată că cumva domnul Câțu decontează, da? Plătește factura. Cu siguranță, da. Și eu vreau să vă spun ca un om care privește din afară și nu o spun cu patimă. Deci, în politică, ca și în administrație, aroganța și infatuarea se plătește. Se plătește. Deci, dacă în administrație ești arogant la alegeri, omul ți-o plătește. Te simte și dacă în politică ești arogant, până la urmă, colegii tăi ți-o plătesc. Și uitați că, după cum se anunță, că sunt peste 40 de semnătare ai destituirii domnului Câțu, da. Cu siguranță această moțiune, cum o numesc ei, va trece și va fi schimbat. Dar cumva, domnule primar, stau să mă gândesc, eu am fost la ultimul congres PNL în prima pandemie, toată nebunia aceea de la ultimul congres, când era cu foarte multă, foarte multă ardoare susținut domnul Câțu. Mi-am aminte că lângă delegația din Vâlcea era delegația din Argeș și ei erau foarte vocali, cei de la Argeș. Îl susțineau pe domnul Orban, foarte, foarte vocal. După ce a câștigat domnul Câțu, știm ce s-a întâmplat la Argeș cu decapitarea, cu toate poveștile acelea, cu dosare penale și așa mai departe. La schimbarea unui președinte de partid
și a participat la multe astfel de lucruri. Da. Se adună foarte mulți și oameni buni. Mai ales la PDL. Și oameni buni și foarte multă pleavă. Același lucru a fost și la Râmnicu Vâlcea. Vreau să spun că din organizația PDL Râmnicu Vâlcea, pe care o cunosc foarte bine, există și foarte mulți oameni de valoare, oameni cu care poți discuta și oameni care poți să vorbești de administrație și nu numai de administrație, dar există și foarte multă pleavă. Important ca la astfel de alegeri să nu iasă la suprafață pleava, da? Să iasă oameni de valoare. Faptul că se tot mișcă, se tot schimbă, se tot aleg între ei, demonstrează că există în momentul de față la Partidul Național Liberal o nesiguranță și, dacă vreți, o căutare a destinului. Pentru că din... Dar poate să iasă mai puternic și mai întărit Partidul Național Liberal din toate aceste încercări. Când într-o bătălie există două variante. Ori ești mai puternic, ori ești mai slăbit. Prima încercare care au făcut-o, au ieșit mulți, mult mai slăbiți. Dea Dumnezeu să iasă mai puternici. Nu trebuie să dorești dușmanului răul. Deci... Și tot în acest context, domnule primar, pentru că discutăm iată de politică, vreau să vă întreb care sunt proiectele dumneavoastră la PER, pentru că sunteți unul dintre vicepreședinții de la nivel național ai Partidului Ecologist Român și uite, mai sunt 2 ani până la alegeri și începe să vă mișcați. Cu cine aveți de deci, gând să faceți alianțe? Vreau să spun că Partidul Național Partidul Ecologist Român este un partid micuț, dar cu oameni valoroși. În momentul de față sunt oameni foarte importanți care au venit în conducerea centrală a Partidului Ecologist Român. Vreau să vă spun că noi, în Râmnicu Vâlcea, avem o relație de colaborare și de respect reciproc, care funcționează foarte bine cu PSD-ul, dar acest lucru nu înseamnă că noi suntem ai PSD-ului sau suntem băgați în rândul PSD-ului. Noi ne pregătim foarte puternic, am început deja de vreo săptămână organizarea de întâlniri, iar noi suntem capabili să discutăm cu oricine. Deci încă o dată spun cât se poate de corect și cu partea stângă și cu partea dreaptă, pentru că pe mine personal mă interesează ca oamenii cu care discut și cu care fac un proiect să-și dorească binele localității, și pentru că asta este cel mai important. Nu contează că este PSD-ist sau că este PDL-ist, important ca oamenii care stau la aceeași masă să dorească prosperarea localității și, dacă vreți, lucrurile să meargă în sensul bun. De aceea voi continua organizarea pe fiecare secție votare, în fiecare localitate. Am avut o întâlnire deja foarte importantă cu peste 100 de oameni primari și viceprimari și consilieri locali. A fost o primă etapă. Vom avea în continuare o întâlnire cu președinții de organizație la nivel de județ. La municipiu avem o organizație perfectă. Nimeni nu ne poate învinge la municipiu organizația Partidului Ecologist Român pentru că avem oameni valoroși, iar începând de săptămâna viitoare vom avea primiri masive în partid, pentru că am început cu adevărat organizarea în așa fel încât alegerile din 2024 să fie câștigătoare pentru Partidul Ecologist Român. Da, vorbeați de PSD, că aveți o relație foarte bună cu PSD-ul, domnule primar, și mi-aduc aminte că după alegerile din 2020... cu toată această relație excepțională, nu v-a dat al doilea vicepreședinte la Consiliul Județean. Așa că a fost o discuție pe care eu nu vreau să-l abordez. Eu vreau să spun doar că în momentul de față am o relație corectă și a funcționat perfect până acum și noi am sprijinit la Consiliul Județean și dumneavoastră la Consiliul Local, care va funcționa până în 2024. În 2024 va fi altă discuție și alt mod de colaborare. Deci asta o spun și ca să poți colabora și să ai ce elemente să pui pe masă, trebuie să fii puternic. Iar eu știu lucrul ăsta de politică, iar voi demonstra că în 2024 vom fi cei mai puternici și vom putea sta la masă de la egal la egal cu orice partid de Râmnicu Vâlcea. Da, dumneavoastră oricum ați spus că sunteți deschis din punct de vedere și politic și administrativ. Cu siguranță, da. Cu siguranță, da, și am un principiu. În politic, odată ce îți dai cuvântul de onoare și strângi mâna, eu, în permanență, Mircea cu tău, în permanență, de când sunt politică, mi-a respectat cuvântul dat și pe același trend voi merge în continuare. Și acum avem o relație corectă, încă o dată, repet, cu PSD-ul, pe care noi respectăm, s-o respectă și dumnealor, o respectăm și noi. Și asta e un lucru foarte bun pentru o comunitate. Dar, în 2024, repet,
lucrurile se iau de la zero și atunci vă face o analiză corectă și clară. Da. Tocmai ați finalizat, dacă e să ne întoarcem un pic la discuțiile despre administrația publică locală, ați finalizat și ați inaugurat zilele trecute un parc important. 7 milioane de lei, fonduri europene. Iată cumva... Da, este un prim parc din celelalte. Mai avem încă 3 parcuri. Două sunt în implementare deja, unul este în proiectare. Vă spun acum de parcul care l-am inaugurat, este un lucru fabulos pentru că acolo era o mizerie nedescrisă, era o groapă. Efectiv o groapă, a trebuit să aduce terenul la cota inițială. Apropo, da. Astăzi mă critica un pseudo-ziarist, așa se vrea de lui să numească, că nu știu ce pământ s-a luat, s-a dus, s-a umplut groapa respectivă. Deci el bănuiesc că era momentul în care se trezea dimineața după o beție, da. Și el lingeau câine pe față, că cunosc o impostată de asta. Haideți să depășim un moment. Dar vă spun ce caractere de oameni își permit să să pună analiștii lupește. Da? Să scrie și să analizezi. Da, și să analizezi un astfel de parc. Parcul este unul dintre cele mai frumoase parcuri pe care, da, sunt și imaginiată. Uitați-vă de la inaugurare. Foarte, foarte bine, da. Foarte fain. Au fost mii de oameni. Am încercat să introducem un sistem nou și anume am cumpărat 50 de păturițe, dacă ați văzut, și părinții să vină să le așeze pe iarbă. Este un parc în care, pentru picnic, este un parc în care au acces și oamenii cu cățeluși. Fiecare coș de gunoi are punguliță și poți să-ți iei o punguliță în așa fel încât să aduni mizerile. Iar parcul conține două terenuri de mine. Fotbal, un teren de basket, ce superb arată. Un teren de basket, un teren de badminton, tiroliene, aparate de forță în aer liber. Iar această imagine cred că este o imagine emblematică și chiar mi-o doresc și eu, că arată, chiar n-am văzut-o până astăzi. Este superbă și o scenă unde au avut... Da, sunt imagini ale colegilor mei. Da. Chiar felicitări pentru aceste imagini formidabile și o scenă în care unde au avut loc piese de teatru, evenimente care i-au mulțumit pe Bâlceni. Alt parc frumos îl construim la Hidroelectrica. Este un buget mai mare, aproape de 3 milioane de euro. La Hidroelectrica va fi un parc senzațional. Deja s-a intrat la lucru acolo și cel de-al treilea parc este undeva în Ostroveni, pe faleză. Iar parcul care este în proiectare este parcul Mircea cel Bătrân. Deci acum este în proiectare, până vă scoate la licitație, sper că anul viitor va intra efectiv în lucru. Bun, deci dumneavoastră vreți cumva acum să închideți, ca să zic așa, ideea aceasta de parcuri, da? Să modernizați tot ce mai e de modernizat. Eu cred că după această pandemie, uitați, imaginea este formidabilă. După această pandemie, da. Oamenii și-au dorit... Uitați și păturicile. Oamenii și-au dorit extraordinar de mult ca să vină să iasă în aer liber, să simtă bine. Vreau să vă spun că am mers și a doua zi, seara este plin în fiecare seară. Deci oamenii simt nevoia să iasă la aer, să se plimbe cu cei mici, să se joace cu cei mici și să simtă iarba sub picioare. În afară de aceste proiecte cu parcuri, noi primăria Râmnicu Vâlcea chiar astăzi am aprobat, pentru că mâine se depun, s-a deschis axa pentru izolația termică a blocurilor și vrem să fim primi. Primul venit, primul servit și aici aș vrea să dar dau... Dar nu e dacă cumva vă... păcăleală, domnul primar, mâine e 1 aprilie. Cu siguranță nu. Vreau să dau o replică celor care nu cunosc și vorbesc despre Pedenărești, despre izolația termică a blocurilor, și anume, există o sumă de 12 milioane de euro care este alocată județului Vâlcea, atenție, județului Vâlcea, da. Și primul venit, primul servit, aici fiecare oraș care are blocuri se poate depune proiecte. Mă refer la Cărbănești, Olănești, Horezu, da. Băbeni, Drăgășani și toate celelalte, da. Și municipiul Râmnicu Vâlcea. Ați făcut această asociație? Ca să eliminăm această minciună care se spune în permanență, care este vehiculată în permanență și se spune că fiecare municipiul Râmnicu Vâlcea poate să izoleze câte blocuri vrea. Este o minciună grosolană. Deci 12 milioane de euro împărțit la 200 de euro cât este prețul per metru pătrat, da? Veți vedea că dă rezultatul, este 60.000 de metri pătrați. Ca un model de comparație, vă spun că blocul S2 din Ostroveni, care are 9 scări, blocul curând cu 10 etaje, are 48.500 de metri pătrați. Deci asta ar însemna că prin bani alocați de guvern am putea face acel bloc și încă un bloc ușor.
Bineînțeles, ca să îndeplinești condițiile, trebuie să îndeplinești, ca să poți fi introdus, să fii eligibil, trebuie să îndeplinești 11 condiții, pentru care ieri au apărut aceste condiții, atenție, ieri și mâine trebuie să depunem dosarele, pentru care o condiție este extraordinar de importantă și greu de rezolvat. Altfel te scoate calculatorul afară. Și anume, în tot blocul, dacă ai un apartament care este pe persoană juridică, da? Apartamentul respectiv nu poți să, trebuie să dea declarație proprietarul, declarație proprie răspundere, așa? Că susține el, contribuie cu bani, cu cheltuieli. În momentul de față, omul respectiv, sunt 90% din blocuri. Deci, atenție, în care există... Au cel puțin un apartament exact. În care există o persoană și omul nu vrea să semneze, pe bună dreptate, că spune că nu știe cât îi revine prețul. Tu nu poți să-i spui prețul pentru că n-ai făcut proiectarea și nu știi cât înseamnă. Și iată blocajul. Și iată blocajul. Deci nimeni nu s-a gândit la aceste lucruri. Din fericire am găsit vreo 10 blocuri pe care le-am pus și mâine chiar seara asta se mai lucrează. Unde nu aveți situația asta cu persoana juridică. Exact, ca să fim convinși că sunt, lucrările sunt eligibile. Și am mai depus școala generală numărul 4. Mâine vom depune și vom aproba. Am convocat o ședință de îndată mâine dimineața la ora 8:30 ca la prânz deja să încărcăm în programul respectiv. Mai avem grădința de la... mai avem liceul energetic. Iar s-a făcut deja studiu și mâine vrem să aprobăm în Consiliul Local să introducem și liceul energetic. Mai avem blocul S1 care este afectat de... pentru că în proiectul ăsta... Pe S1 PNR, din Ostroveni? Nu, S1 din zona centrală. Este influențat seismic și atunci e gradul 2 seismic și sunt alte fonduri acolo, trebuie băgăm pe altă axă. E o nebunie adevărată, o adevărată nebunie și vreau să felicit departamentul de programe externe care și aseară și alaltă seară au stat până la 12 noaptea să facă, să pregătească documentele ca să poată fi introduse în prima zi, pentru că primul venit, primul servit. Asta e în România. În loc să avem un termen de cel puțin când apare ghidul, și cu toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinești să apară cu cel puțin o lună înainte, la noi a apărut exact cu 2 zile înainte. Da. Bun, deci așteptați cu interes să se dea drumul la această depunere, la aceste fonduri din PNRR și eu aștept cu foarte mult interes să vedem ce se întâmplă, cum vor putea fi ele accesate și cum se vor derula lucrurile în continuare, pentru că, iată, blocaje apar la tot pasul. Vreau să vă mai referiți un pic la asocierea aceea pe turism cu orașele pe care ați inițiat-o, orașele din județul Vâlcea. Da, e o problemă delicată pe care am inițiat-o. Am fost într-o deplasare în Austria și am văzut că OMD-urile, aceste OMD-uri, care încă normele de aplicare în România a legii OMD-urilor, managementul de destinație. De destinație încă nu a apărut. Noi am încercat, municipiul Râmnicu Vâlcea, împreună cu celelalte orașe, stațiunile din jurul municipiului, să facem această asociere și chiar astăzi am votat în Consiliul Local, urmând să luăm aprobările și voturile de la fiecare Consiliul Local din orașele menționate. Iar această organizație, acest organism va trebui să fie promotorul turismului din județul Vâlcea, în așa fel încât să facem o reclamă cât se poate de bună, să atrage cât mai mulți turiști. E o treabă de viitor, dar este și un model, dacă vreți, pe care l-am luat din Austria și dacă în Austria a reușit și OMD-urile au ajuns extraordinar de puternice, sunt convins că și la noi va reuși. E important să demarez. Iar noi am demarat și chiar astăzi am și stabilit care să fie reprezentantul nostru în comitetul director în AGA, a doua generală. Așa. Și că l-am desemnat pe viceprimarul Gheorghiu. Pe domnul Gheorghiu, deci el va ține legătura cu ceilalți ca să se constituie, reprezentanța. Să am luat denumirea, să scrie la Registrul Comerțului. E o procedură care trebuie făcută și trebuie în cooperare cu celelalte orașe pe care dacă chestiunea aceasta chiar devine funcțională, domnule primar, sunt foarte multe avantaje. Sunt foarte multe avantaje și știți că am avut o întâlnire chiar la... Asta, da, la foarte multe avantaje. Nu există norme ale și există foarte multe fonduri europene pe care poți să le atragi. Și eu sunt convins că această organizare este concepută ca o, de fapt așa și este, o asociere între mai multe localități și pe asocieri de localități fondurile sunt mult, mult mai mari. Sunt convins că orice început este greu. Acum bâșbuim,
toți bășbim. A luat modele cum s-a făcut la Oradea, cum s-a Eu făcut la Constanța. Eu mi-aduc aminte din discuția respectivă și știu că m-am și documentat înainte de dezbaterea aceea pe turism organizată de CONAV la Vâlcea, că nu existau normele metodologice de punere în aplicare a acestei legi. Și nici acum nu sunt. Dar... și atunci e important să vedem ce se întâmplă. Noi ne-am constituit tocmai ideea și ne-am consultat cu foarte mulți juriști, tocmai ideea în momentul în care apar normele, doar să ne transformăm după cum prevăd normele respective. Pentru că altfel timpul deja trece și trece în defavoarea noastră. Da. Măcar ați deblocat câteva lucruri, ați făcut primii pași, așa e. Orice început e greu, mai ales la noi. În afară de aceste organizări pe care le avem, de aceste lucruri extra de importante de a atrage fonduri europene, vreau să vă spun că Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea lucrează intens și are zeci de lucrări în desfășurare și mă refer aici la foarte multe școli. Avem săli de sport în lucru, avem sala de sport la numărul 2. Am văzut că ați terminat-o cu... Deci nu se mai vaccinează lumea în Râmnicu Vâlcea. Exact. A reușit sala de sport să o dăm elevilor la liceul forestier și vaccinarea se facă în cabinetele medicale. Dar modernizăm sala de sport la școala generală numărul 2. Facem o nouă sală de sport la liceul mecanic 2, care va fi dată în administrare liceului pedagogic. Am modernizat sala de sport de la liceul energetic. Se face, se repară în totalitate pe fonduri europene sala de sport la numărul 13, cât și întreaga clădire. Deci se lucrează extraordinar de mult. Am modernizat, lucrăm acum intens la colegiul Alexandru la Hovare, un tronson de 4 etaje, care se modernizează de jos până sus. Grădinița Ostroven 2, grădinița Dumurava minunată. Deci, extraordinar de multe lucruri, de zone unde se lucrează extraordinar de intens. Iar acum am intrat într-o asfaltare masivă în cartierul Ostroven. Vreau să fac strada Nicolae Iorga cu parcările respective. Am mai construit o parcare în Traian Sud, cunoscutul Leden Sud. Da. După cum vedeți că s-a modernizat excelent și toată intrarea va fi super, super. S-a pus gazon natural, s-a montat sistem de irigație, s-au plantat pomii ornamentali. Da, domn primar, țineți, într-adevăr, dumneavoastră țineți la această... ca municipiul Râmnicu Vâlcea să arate foarte bine, să fie îngrijit, curat. Avem o problemă din punctul de vedere al proprietarilor de câini din municipiul Râmnicu Vâlcea și al faptului că, sigur, da, vreau să vă spun că nu ascund că e o problemă care mă preocupă foarte mult. Am încercat să vorbesc cu foarte mulți iubitori de animale. Oameni de bună credință, să știți că chiar sunt oameni de bună credință și care mi-au spus că și ei sunt... Dar procentul oamenilor de bună credință este mic, domnule primar. Și ei sunt supărați că alți oameni care plimbă câine îi lasă să-și facă mizeria pe spațiu verde și nu strângă urma câinelui. Atunci m-am gândit și sunt în faza în care vreau să am o dezbatere întâi cu consilierii. Da. Să vedem dacă nu ar fi corect să aplicăm ca în sănătate, să introducem o aprobare, o hotărâre de consiliu în consiliul local, ca să-i obligăm pe cei care ies cu animale de companie să poarte asupra lui pungulița și fărașul. Uitați-vă în parcul, acest parc, uitați-vă, o superioritate de parc. Nu-i corect și nu-i normal ca cel care vine cu cățelul să-și facă câinele nevoile, iar copilașul să nu poată călca. Uitați-vă la parcul care este în fața casei sindicatelor. Nu mai poți sta de miros și de răhați de câini. E o mare și atunci trebuie să aplicăm aceste metode mai dure din punctul meu de vedere, dar așa fel încât cei care nu au pungulița să fie amendați. Exact. Altfel nu vor reuși niciodată. Numai cu măsurile coercitive poți face ordine. Iar eu, chiar dacă îi deranjez pe cei, și poate unde o să se deranjeze acum că am spus că voi lua această decizie, că voi intenționez să iau această decizie, dar sunt convins că alții care iubesc frumosul și curatul vor fi de partea mea. Păi, cred că despre asta este vorba și asta ar fi una din probleme. O altă problemă a municipiului Râmnicu Vâlcea, ca toate municipiile din țara asta, este cea a locurilor de parcare. Da, lucrurile de parcare, lucrurile s-au așezat ușor, ușor.
Pentru că oamenii au înțeles, că au, mai ales că au plecat din oraș, cum este în Sibiu, cum este, da, în Brașov, cum este Oradea, da, nu este loc în care să nu fie locul de parcare. Aveți acum la noi a fost o problemă. Deci, intenționați să puneți în discuție regulamentul celor de la PNL? Este o aberație, doamnă. A. Este o aberație. Deci, așa, cum se, de pune, ce e aberația? Cum se pune spre aprobare? O aberație. Când tu vii și spui că să le dăm câte un loc gratuit tuturor persoanelor cu handicap și noi avem 16.000 de persoane cu handicap și 18.000 de locuri de parcare în municipiu. Asta trebuie să fii. Cum se există 16.000 de persoane cu handicap. Exact, care au hârtie. Deci noi facem conform lege. La 100 de locuri de parcare, 3 locuri sunt semnate pentru persoanele cu handicap. Și acelea sunt, atenție, nu sunt permanente, nu sunt nominale. Deci o persoană cu handicap când merge undeva și lași mașina în, deci, locul în respectiv. Deci în total în municipiul Vâlcea avem 18.000 de locuri de parcare. 18.000 în afară de parcare de reședință. De 3 ori mai multe. Exact. Adică... Și atunci cum se împarți? Cum să le dai loc la fiecare? Am încercat acum o metodă care văd că reușește. Deci prima dată s-au creat parcările cu plată. Toată lumea a fugit de la parcările cu plată și s-au băgat între blocuri. Între blocuri, și aici îi rog chiar pe administratori, că dacă fiecare nu este atent la părticica lui, nu vom reuși niciodată mare performanță. Dar dacă fiecare în arieratul lui, acolo unde este parcare de reședință, va încerca să fie atent și va permite vecinului de la 4 care are 5 mașini doar o mașină să parcheze în parcarea de reședință, iar celelalte 3 să se retragă în parcarea cu plată, sau sunt unii care fac afaceri cu mașini și au câte 6 mașini și ocupă locurile celorlalți, nu este corect. Dar dacă fiecare asociație gestionează această problemă, și au cerut, și vreau să le mulțumesc public, că foarte mulți au cerut să-și facă parcări de reședință, lucrurile ușor, ușor să liniștesc. Și vreau să vă spun că chiar s-a făcut un salt formidabil și vreau să-i mulțumesc și celor de la ADP, colegului care se ocupă de parcări, și celui de la primărie, Vasile Avram, pentru că lucrurile s-au dat foarte multe parcări de reședință și deja oamenii au înțeles, cei care au mai multe mașini, duc a doua mașină sau a treia mașină în parcarea cu plată. Da. Deci, până la urmă, rămâne cum am stabilit fiecare... Cum a fost, și cum este corect. Și cum este corect. Pentru că să vii cu aberația de asta, că vrem să bage, am propus viceprimarul, care nu vreau să-i pronunț numele, nu știu ce hotărâre de Consiliul Local, am mai venit cu hotărâre de Consiliul Local, dacă tot vorbim, așa, să aducă terenuri la primărie. Da. Hotărâre identică cu hotărârea pe care a introdus-o Mircea Gutău. Am vrut să cumpărăm de la Ochim, terenuri la Colodie Nuci, să l împuternicesc. Și am spus, doamne, mic să te împuternicesc, dar să te voteze consiliere, că asta e democrația și asta presupune. Da. Ai ieșit din sală, nu am fost de acord cu așa ceva. Deci nu poți să fii și atât de minciunos să vii să spui că primarul nu vrea să aducă terenuri la primăria Râneanu. Ei vorbesc, ei care s-au opus pentru cele 25 de hectare la unitatea militară, ei s-au dus la ministru. Ce se mai întâmplă, domnule primar? Sunt blocate. Sunt blocate pentru că Ministerul Educației s-a dus cu hotărârea de guvern pe masa guvernului. Și parlamentarii liberali s-au dus și au scos de pe masa guvernului. Acum un an era povestea. Acum un an. De atunci a murit. În acea situație. Eu sper că vor înțelege o dată, să lase râca deoparte, să stăm la masa discuțiilor și să aducem acele 25 de hectare la primăria Râmnicului. Acelea nu sunt aduse pentru Mircea Gutău, sunt aduse pentru Vâlceni. Putem dezvolta, o să dezvoltăm pe următorii 10 de ani. Tot așa m-au acuzat și bine că au reușit să-și bage forțele și a reușit să aduc cele 43 de hectare pentru pădurea Parc. De la... În momentul de față, primăria Capela. Municipiului este o mare realizare pe care am făcut-o. Le-am adus în patrimoniul primăriei. Toți spuneau, Gutău vin de pădure. Deci, mici oameni, oameni mici care vorbesc mult. Deci, acel teren este de domeniul public, nu poate fi înstrăinat un metru pătrat din terenul respectiv. Am făcut contract cu Rom Silva pentru a fi curățat. Acum suntem obligați ca în 2 ani de zile să facem un studiu. Vom face o dezbatere publică cum să arate pădurea Parc și vreau ca toți vâlcenii să spună punctul de vedere, ce au văzut pe alte părți. Și că dumneavoastră ați văzut unde? O pădure Parc similară în Cehia. Exact, în Polonia, în Cehia, în Austria, o grămadă. Și nu numai eu, sunt și alții care au văzut păduri PAC și vrem să aducem cei mai frumoși și să facem o temă de proiectare superbă. Că dealul Capela este unul din plămânii municipiului. Dar important în momentul de față că este în patrimoniul primăriei și asta e un mare succes în acest mandat.
Da, bun. Pe final vorbim, iată, tot despre parc. Am început cumva cu parcurile și terminăm tot cu parcurile. Este drept că avem nevoie de spațiu verde, avem nevoie să respirăm aer curat și cumva, domnule primar, după pandemie, cu începutul războiului ăsta, dumneavoastră continuați investițiile, nu? Deci viața merge înainte. Trebuie, eu am știu acest lucru așa din propria mea experiență de viață. Viața trebuie să continue. Acum, dacă sunt aceste necazuri care sunt în Ucraina, ce înseamnă că noi să plângem toți și să stăm cu capul sub masă, că sunt necazuri? Asta este viața. Deci trebuie viața să-și urmeze cursul, trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să avem și noi parte de ce se întâmplă în Ucraina, pentru că nu vedeți ce se întâmplă ziua de azi. Găsești un conducător de ăsta de țară la care îi filează lampa și stai cu frica în tine că apasă pe butonul nuclear sau nu apasă pe butonul nuclear. Că, dar, de fapt, despre asta este vorba. Din păcate, noi suntem atât de mici încât nu ne rămâne decât să te rugăm la Dumnezeu să nu avem parte de astfel de cazuri, să fim solidari cu acești oameni care sunt oropsiți și chiar primăria Râmnicului Vâlcea a fost prima care a pus la dispoziție spații de cazare. Atunci, din păcate, asta e dorința lor. Ucrainenii, când vin în Vâlcea, stau pentru o zi, două și pleacă. Vor să plece mulți în străinătate, să duc și iau avionul sau pleacă în alte părți. Deci, am făcut tot ceea ce este omenește posibil și continuăm să ne rugăm să termine o dată acest necaz care e la granița noastră, pentru că deja se văd efectele și efectele economice se văd și la noi și se vor vedea în continuare aceste scumpiri fantastice și sunt convins că vor mai urma. Domnule primar, vă mulțumesc mult pentru prezență. Și vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei de la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după-amiază plăcută. La revedere!